Trei rachete rusești au zburat deasupra Republicii Moldova. Ministerul Apărării și Autoritatea Aeronautică Civilă iau în calcul restricționarea zborurilor, însă deocamdată spațiul aerian rămâne deschis parțial. Ambasadorul rus Oleg Vasnetsov a fost chemat de urgență la Ministerul de Externe pentru explicații. Violarea spațiului aerian național e inacceptabilă, transmite Ministerul Afacerilor Externe. De la începutul războiului au fost înregistrate mai multe cazuri de violare a spațiului aerian de către Rusia. Decizia autorităților a fost să interzică imediat toate zborurile deasupra Republicii Moldova. Ulterior a fost creat un coridor aerian care leagă aeroportul Chișinău cu România. Cele trei rachete de croazieră lansate de flota rusă din Marea Neagră au zburat la altitudini diferite și au survolat teritoriul de est al țării. Totuși, racheta a trecut prin coridorul deschis pentru aeronavele civile. Riscul e mare pentru că traiectoria nu poate fi intuită. Fiindcă nu putem să închidem spațiul aerian doar fiindcă este război, trebuie să analizăm foarte atent, oamenii trebuie să călătorească, noi avem nevoie să aducem ajutoare umanitare și multe alte lucruri care se efectuează pe calea aeriană. Nu este clar dacă rachetele acestea sunt cu caracteristici tehnice și tactice conform destinației și nu pot devia de la cursul care a fost destinat și nu poate cădea undeva în timpul zborului. Ambasadorul rus Oleg Vasnetsov a fost pentru explicații la Ministerul de Externe. El a refuzat să vorbească cu jurnaliștii. Același lucru l-au făcut și responsabilii de la ambasada rusă. Ministrul de Externe Nicu Popescu i-a transmis ambasadorului Vasnetsov poziția oficială a Chișinăului. Republica Moldova consideră acest incident drept unul extrem de grav și regretabil, care provoacă fără îndoială tensiuni suplimentare. Încălcarea spațiului nostru aerian național este complet inacceptabilă, iar bombardarea țării vecine trebuie oprită imediat. Și săptămâna trecută, ambasadorul Vasnetsov a fost chemat la Ministerul de Externe pentru a-i se comunica faptul că Republica Moldova nu recunoaște referendumurile de anexare a teritoriilor ucrainene ocupate.